bat pântră chirițoaie, piva, spanchea de vârzoaie. Oaie, oaie, oaie. În amoruri să trăiască, lumea întreagă să pârlească. Iasă, iasă, iasă. Chirițoaia-i sprâșenată și ca un balon umflat. Lată, lată, lată. Aligantă și frumoasă, armazoancă amoroasă. Roasă, roasă, roasă. Chirițoaia-i din natură, jinga și pistima sură. Sură, sură, sură. Ia cu ochiul te atrage și pe scoară apoi te trage. Trage, trage, trage. Chirițoaia așa ușoară are o inimă peșoară. Șoară, șoară, șoară. Ia te leagă și te încurcă, gândești dracu, te descurcă. Curcă, curcă, curcă. O venit chirița șăgulețe. Of, Grigori, Grigori, sunt două luni de când te-am lăsat cu lacrimile pe obraz. Greu trebuie să-ți fi fost, Grigori, fără de mine. Da, chirițușcă dragă, câte două luni de zile lacrimile mele ude perna în fiecare noapte de dorul tău. Săracu, Grigori. Bine ai venit, cocoană. Tot aici te găsesc? Lipsește și-a de bagajul de la trăsuri. Hai, lipsește, lipsește. Ia, ia-te, guguloiu, mami. Gugulea, guguloiu, mami. Dar și arată băietul ăsta cum mi l-ai îmbrăcat. Grigori. Ca pe un turcaleț. Și, Grigori, și... Grigori, am găsit iaca la Paris. O prăvălie turșească și o plăcut lui Gugulea, guguloiu, mami. Puteam eu să zic că nu-l îmbrac așa, că au vrut turcalete, turcalete. Să faci mie, băietul, păgân, turcaleț. Am venit și cu vânzătoarea. Lasă-l, săracul, lasă-l. Am venit și cu nevastă, dar lasă altceva. Grigori. Zăi. Te faci sau nu te faci deputat? Ai aranjat? Mă faci. Am făcut tot ce trebuie. Ai dat bani pe la partide? Am dat. Șola. 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 Dar auzi că am făcut tot ce trebuie. M-au pus pe listă. Cum moare unul, cum mă cheamă? E? Dar numai să moară? Se audă Dumnezeu. Iaca, hai să-ți povestesc ce am făcut în șa călătorie. Ia, să aud. Grigori, bine am făcut că am fost în șa călătorie. Drept să spun deocam vreme, mă cam ușezusem de atâta sat la Bârzoieni. M-a apucat să stea Horea și ipohondria. Ai cam strâmbat tu din nas, dar te-am sărut tot între sprâncieni. Și m-ai lăsat cu buza umflată. Hai, lasă. Am ajuns la Galați cu trăsura mea și a galbenă. Și acolo... sub în vapor, guliță după mine și uite așa, cu cățel, cu purșel, am plecat în șa călătorie. Doamne, și călătorii, și călătorii au fost așa. Capitanul era tare de râs. Curtenit-o pe maman tot timpul. Chiriță? Bă, Sfinte Panteleimoare, nu știi plodul ăsta și spune, m-o curtenit tot timpul. Dar și chirița se dă așa, cu una, cu două. Păi da mi-a de ghemonicon, Grigori. Ia ca după aia am fost cu trenul. Mare minuni, trenul ăsta, Grigori. Merge repede ca gândul. La Londra, trenul ajunge în stație înainte de a pleca. Da, o fost o... Baron ingleza cur tenit-o și ăsta pe mama. Ține-mă! Culeță! Antin și bo. Întins botul, Grigori, dar eu i-am dat un pum de-o coborât de rușine la prima stație. Cu tot cu ba. Guliță! Bagajele noastre. O coborât cu tot cu bagajele noastre. Ce să faci, baron de drumul mare, Sfinte Panteleimoane. Dar și-am pățit cu plodul și el de guliță, care cobora la toate stățile. Înainte de Viena aștept să întoarc în tren. Trenul începe să se miște, eu sunt cum începe a mă umfla grija din tălpi. Scot capul pe fireastră și strig, guliță, guguloiu, mami, musiu conductor, oprește cai. Am vrut să ies pe ușă, era încuiată. Am vrut să sar pe geam, n-am încăput. Am leșinat.
Da, la Viena. La Viena. Mi-am smuls părul din cap când mi l-a adus pe guliță. Guguloiu, mami. Guguloiu. Da, la Paris. Stai că zic și de Paris. Stai plodule acolo că zic și de Paris. Ia ca la Paris. La Paris am stat în hotelul Geoffroy Marie. Adică cumbre? Adică mi-e frig margheoală. La Paris l-am înfundat pe guliță într-un pansion și am rămas singur în tot Parisul. Parisul e plin de muzeuri și de monumente. La Paris, Coniță? Am fost și eu la Paris. Carnax, ce-ai făcut tu la Paris? Am făcut școala. Și școala ai făcut tu la Paris? Școala de șters praful. Carnax, hai, desmai, desmai. Știu să șterg praful foarte bine. Da? Vezi că mă ofensare să știu. Ia ca la Paris e plin de muzeuri și de monumente. Dar eu nu le-am vizitat pe niciunile. Am avut de vizitat magazinele de mobilă, Grigore. Și să mai... Mama și-a comandat toaletele pe datorii, dar nu le-a plătit. Ei, lui-ai plătit și eu când lor plătit și celelalte cucoane. Madame Cucon, chiriți? O telegramă a venit, o scrisoare, un răvaș. După atâta lume educare, sâptă și am văzut-o la Londra, la Paris, la Viena. Trebuie să mă năbuș în aerul ăsta de bârzoieni. Bagă la cap. Ai de grijă. De azi înainte mie să nu mai îmi zici cu coară. De azi înainte eu sunt Madame Cocon Chiriț. Bagă la cap și bilizează-te și să te pui la punct cu limbă. Da. Și tu să te pui la punct. Și tu. Tot cu o limbă? Cu o limbă, cu două, cu câte ți-am puterile. Ai de grijă că ești camariere, Grigore. Camariere. Adică nu te-ai adăpat din sublimitatea limbii franceze, Grigore. Auzi, Chiriță, numai vitele s-adapă. Mie când mi sătii, beau cotnari. Ești super flu. Da. Adică, conașule, ai super fluier. Și eu zic la fel. Ia ca la Paris și crezi că s-a întâmplat. Plodul ăsta de guliță a intrat într-o prăvălie turșească și n-a ieșit fără costumașa ăsta. Am văzut, Chiriță! Și fără vânzătoare. O luat vânzătoarea după el. Lasă-mă, Chiriță, că... Calipsâța ți-a adus o scrisoare. Poate o fi importantă. O fi de la Parlament. Păi... Văleu! Calipsă-ți, dă scrisoarea! Dă scrisoarea în coașe! Văleu! Ținima! Ținima că e de la București! Citește bre, odată! Văleu, ținima! Stai că e... Ținima! Văleu! E de la Parlament! Grigori! Da. Ești ales în Parlament! Iată-mă-s! Deputășoasă, Grigore! Iată-mă, deputășoasă! Ia ca de acum e vremea să ne fantaxăm. Ne aranjăm frumușări și mergem pe stradă să mă vadă lumea că sunt deputășoasă. Destul la mușezât aici în Bârzoieni. Da, Chiriță, dar și eu meritam să fiu deputat. Știi cât am suferit eu la Revoluții? Știi și gutura aia am avut eu atunci? Știu, da, eu cât am suferit cu măsaua aia de minte la Revoluție. Și tu cum țipai sub plapul, mă, și țipai. Mi-e frică de Revoluție. Așa că merit să fiu și eu deputășoasă. Da. Și eu deputat. Da. Auzi, Chiriță, da. Păi știi și vreau eu ca deputat? Ia să zici tu acum. Eu vreau... Așa. Egalitate perfectă. Așa, conaș. Vreau ca 22 de milioane. Care 22 de milioane? Cât ori mai fi rămas? Ei, 16-17. Să fie senatori și deputați. Așa. Bravo, să fie egalitate perfectă. Așa. Să nu mai fie bogați și săraci. Să nu mai fie mari și mici. Să nu mai fie grași și slabi. Să nu mai fie oameni și vite. Să fie egalitate peste tot. Da, eu cred că sunt la fel de viteaz ca Ștefan cel Mare și Mihai Viteazul la un loc. Grigore, iauzi. Ce vrei? Te cheamă. Cine? Țara, Grigore! Du-te și prinde și tu, rost! Haide, du-te și prinde. Uleu, stai, păi, da, eu pe asta n-am văzut-o, și cu ea. Aia, stai.
Așa, Nora Lumatane. Hai. Așa, să vezi cum dansează. Așa, muzica, muzica, unde e băiatul și ăla cu muzica? Unde e băiatul? Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Ahbaplarım çok imiş, ahbaplarım çok imiş. Ayşe kızın yanında haysiyetim yok imiş, haysiyetim yok imiş. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim, şeker ezelim. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Haydi hop hop hop. Yaylı geliyor yaylı, bizi de al sabari, bizi de al sabari. Ayşem saraya çıkmış, doğru söylese bari, doğru söylese bari. Haydi haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim, şeker ezelim, bu sene de bekar gezelim, bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim. Dar nici nu mă așteptam. Dar mi-a plăcut băietul ăla care se dă cu Sania pe așa. Iii,